Drum terminat prost pentru o șoferiță din Iași. Femeia s-a urcat beată la volan și s-a oprit exact în apele lacului Ciric. Femeia a fost scoasă la timp din apă de un polițist local ajutat de un martor care se afla la o terasă din zonă. Ridică-o, Cristi, că se duci la fund! Repede, repede, repede! În față, mă, Cristi! Un bărbat care se afla pe o terasă din zona a văzut cum mașina condusă de femeie prinde o traiectorie ciudată, părăsește șoseaua și zboară în lacul Ciric. Omul nu a stat pe gânduri și a sunat la 112. Însă până să vină cei de la rutieră, un polițist local a sărit în apă să o salveze pe femeie. Imediat după el a sărit și martorul care sunase la 112. Femeia a fost scoasă cu bine pe mal, însă polițiștii au avut o altă surpriză. Șoferița era beată. Testată cu alcool testul, s-a dovedit că avea o alcoolemie de 1,09 la 1000 alcool pur în aerul expirat. Și ca tacâmul să fie complet, întrebată de agenți ce s-a întâmplat, femeia a răspuns că a vrut să se sinucidă. A accelerat și a intrat cu mașina în apă. Am auzit bubuitura, eram la terasă și am venit să-l ajut pe domnul la local. Dar a sărit departe? Nu, e cam la 15 metri de mal. De mal. Dar a vrut sinucidă? Da. Asta o declarat, da. Ea? A zis dânsa, da. Femeia a fost dusă direct la spital pentru investigații medicale, iar polițiștii nu au stabilit dacă a fost o tentativă de sinucidere sau un accident.